Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Vă propun să discutăm despre transportul în comun la Iași. Este de fapt una dintre preocupările principale în rândul comunității locale. Anul trecut, în luna august, consilierii locale au votat înființarea companiei de transport public din Iași, care urma să înlocuiască și urmează să înlocuiască de-a dreptul regia autonomă de transport public din Iași, care era plină de datorii, nu mai avea cum să facă, să atragă fondurile europene, să se dezvolte, pentru că penalitățile și dobânzile din urmă o țineau pe loc și chiar o trăgeau cât mai în urmă. Datorii de aproximativ 150 de milioane de lei, cel puțin în urmă cu un an, erau 180, s-au mărit. De aceea, cifrele sunt acum aproape mai puțin importante, deși sunt foarte mari. Invitații mei în această seară sunt Marius Dangă, consilier local din partea Partidului Național Liberal. Bună seara, bine v-am găsit. Și Cătălin Bulgariu, consilier local de la Partidul Social Democrat. Bună seara. Bună seara. Domnule Dangă, astăzi chiar ați spus că primăria, vă propun să începem cu acest lucru. Primăria este cel mai mare blatist din Iași, pentru că, în fond, cumpără abonamente de 110 lei și le plătește cu 60 120. De lei. 120 de lei, iarăși. Deci, practic, putem să spunem că cumpără 100 de abonamente și plătește doar 50. Deci, explicați-ne, 50 puțin, merg, explicați-ne pe scurt la ce vă referiți, să înțelegem în mare totul despre ce este vorba. Este vorba despre Consiliul abonamente. Consiliul local a aprobat schema de bilete și abonamente a RATP-ului. Printre acestea se află și serviciul abonament liber 30 de zile pe toate liniile. Și a dat un preț de 120 de lei. Acest preț de 120 de lei este și obținut ca o reducere. El, în mod normal, dacă ar fi la prețul per călătorie, conform standardelor din transportul public, ar însemna contravaloarea a 90 de călătorii, deci ar însemna să coste 180 de lei. Deci și acest 120 de lei are o reducere față de prețul standard. Dar primăria decontează mai departe acest abonament pe care îl acordă gratuit unor categorii sociale, îl decontează doar la 60 de lei. N-a mai actualizat acest preț din 2009, cred. Această facilitate este acordată încă din 2004, când îl deconta la 30 de lei, a fost actualizat prin 2007 la 40 de lei și în 2009 la 60 de lei. Deci, primăria spune operatorului de transport, uite, liberul ăsta costă 120 de lei, dar mie, ca să-l dau la alții, mi-l dai cu 60 de lei, cu este o reducere de 67%. Despre una din modalitățile în care RATP a acumulat datorii. Sau care nu neapărat asta este mergea... una din modalitățile. Prin faptul că RATP-ul, evident, având fiind închis în capacitate de transport de numărul de autobuze și tramvaie pe care le are, el nu poate oferi pieței mai multe locuri în mijloacele sale de transport, pentru că primăria îi le umple cu biletele pe care deja, sau abonamentele pe care deja le-a achiziționat. Și atunci noi spunem, fie ca să sprijinim operatorul de transport să-și echilibreze bugetul, fie îi plătim RATP-ului, că simt resursele bugetare să-i plătim prețul pe care chiar noi l-am stabilit în Consiliul Local, fie comandăm RATP-ului doar de cât avem, adică de 60 de lei putem fie să alegem să dăm această subvenție pe o linie sau să dăm doar 30 de bilete sau să mărim adică de la 60 la o altă sumă, cum propuneam noi, și să micșorăm perioada de valabilitate, să dăm voie ca, de exemplu, în orele de vârf să urce cât mai mulți plătitori și să sprijinim RATP-ul. Eu tot timpul m-am gândit, nu neapărat RATP, operatorul de transport, să-l sprijinim, să aducă din piață mai multe venituri. Pentru că el produce astăzi, cu toate eforturile pe care conducerea RATP-ului, și am recunoscut la momentul respectiv, i-am felicitat că reușiseră să dea costurile jos, și cu toate eforturile de a mai aduce venituri, el oricum producea lunar o pierdere operațională de 1 milion de lei. Exact. Lucrul aici trebuie să găsim o soluție. Plus, primăria trebuie în fiecare an să aibă la începutul anului în buget banii pentru subvențiile pe care preconizează să le plătească. Eu am cerut situațiile astea din 2003 încoace, că fac o analiză, și niciodată, în niciun an, n-a avut în buget primăria banii pe care ar fi trebuit să plătească RATP-ului. Și la finalul anului, pe cale de consecință, nici nu plăteam toate biletele. Adică recunoșteam că avem de plătit atât, dar
mai vedem noi la anul. Și asta se acumulează, dă greutăți operatorului de transport, iar noi ne gândim la viitor, da? Pentru că astăzi avem o regie în insolvență, asta e, o să vedem cum iese din ea. Și vom aici, avea un alt operator. Am și zis asta în conferința de presă. Am zis nu eu, că Einstein a zis că nebunia se definește ca activitatea. Să faci de mult mai multe ori același lucru și să te aștepți la rezultate diferite. Evident că trebuie să schimbăm matricea în care se desfășoară acest produs și noi am generat o dezbatere. Chiar directorul de la RATP dădea aceste cifre în urmă cu ceva timp. Sunt 7,6 milioane de lei costuri lunare la RATP, 4,2 milioane încasări lunare din piață, exact, plus mai sunt subvenții și așa mai departe, iar pierderea e undeva la 1 milion de lei lunar. Bun, deci noi discutăm practic despre faptul că închidem sau renunțăm la RATP pentru că are datorii, vrem să dezvoltăm transportul public, dar ideea este să nu rămânem cu aceleași lucruri negative care au menținut RATP în situația în care este. N-avem cum să obținem o altă soluție. Haideți să intrăm în dialog și cu celălalt invitat al nostru, Cătălin Bulgariu, de la PSD, vă rog. Calculul nu este chiar așa simplu cum este prevăzut și așa cum ați discutat aici. În ceea ce privește modul de a opera pe piață a regiei de transport, elementul central reprezintă domeniul de utilitate publică. De aceea noi considerăm că întotdeauna trebuie să ajutăm oamenii să folosească mijloacele de transport în comun. De aceea încercăm ca toate acele categorii de persoane care necesită ajutor din partea primăriei să poată beneficia de astfel de abonamente. Noi nu suntem de părere că ar trebui să mărim prețul abonamentelor astfel încât să dăm la mai puțini oameni aceste abonamente pe transportul public. De aceea încercăm să dăm la cât mai mulți astfel încât să folosească toți locuitorii Iașului transportul în comun. În ceea ce privește costurile în exploatare la regia de transport, pe lângă aceste costuri operaționale în ceea ce privește mersul tramvaielor, autobuzelor, mai avem și acele cheltuieli cu reparațiile. Noi avem un parc de material rulant foarte îmbătrânit. Fiind foarte îmbătrânit, cheltuielile de mentenanță sunt foarte mari. Sunt mult mai mari decât cele din alte județe care au reușit să păstreze această linie de plutire, înființând companii de transport, fără a mai avea această regie autonomă și aceste datorii istorice în bugetul lor. De aceea, privind spre viitor, elementul central este să creăm infrastructură, ceea ce se vede în tot orașul la acest moment, pentru a aduce tramvaie. Tramvaie ecologice, tramvaie care pe liniile de finanțare să putem să introducem cu aer condiționat și cu toate condițiile de mers. Dacă îmi permiteți, dacă o luăm de la capăt, dacă pornim punctul zero, să spunem, se înființează compania de transport, ți-e înființată deja de transport public, putem să gândim sau este gândită strategic astfel încât să aducem, să spunem, mijloace de transport în comun cu banii europeni pentru că e societatea nouă și nu are datorii, dar în același timp putem să gândim și pe termen lung strategic astfel încât noua companie să nu facă aceleași, vedeți dumneavoastră, dacă luați aceleași greșeli, să acumuleze datorii și după dacă luați să bilanțul, renunțăm și la ea și la înființăm alta. Dacă luați bilanțul, probabil acesta este în principal. Dacă mergem la RATP și luăm bilanțul și vedem activitatea de exploatare, o să vedem că pierderile sunt infime. Deci pierderile din exploatare sunt undeva de 2-3% pe an și anul ăsta. De deci au fost aceste perioade în care sunt perioade bune în timpul anului în care compania merge pe plus. Dar rezultatul financiar al exploatării în acest lucru, vin datoriile de la început, sunt datoriile către bugetele publice care impun anumite adică această pierdere lunară de 1 milion de lei toată vine din ceea ce trebuie să plătească RATP din urmă, dobânzi și așa mai departe? Nu. Este pierdere din funcționare. Eu da, nu, știu rog, ce date, nu știu ce date are domnul Bulgariu, eu am văzut alte date, chiar și pe
pe partea de operațională, lucrurile nu, pierderile nu sunt chiar așa infime, dar în fine, eu nu am spus, eu revin la ce a început domnul Bulgari, eu n-am zis nicio clipă să mărim prețul abonamentelor astfel încât să dăm cât mai puține abonamente, nicio clipă, eu mă gândesc că prețul pe care primăria îl plătește către societatea de transport să fie același pe care orice cetățean îl plătește pentru același bun sau măcar apropiat. Nu adică se poate să plătească prețul real. Asta e ideea. Eu n-am zis să micșorăm numărul de abonamente. Toți cei care pot același. Să le ia... Bugetul este același. Bugetul deci este în momentul același. În care dai mai mult la unul, nu mai reușim să dăm și la al doilea. Păi sigur, de aceea, sigur. Atunci... lucrurile sunt gândite pentru a reuși să dăm tuturor celor care sunt în acele categorii. Toate pe seama companiei care va merge atunci în pierdere. Pentru că noi nu putem... Atenție, noi acum discutăm de o regie autonomă. O să vedem când discutăm pe societăți comerciale. Altfel, la regie autonomă mai discutăm de un lucru, că autoritatea tutelară, primăria, avea conform legii obligația ca în fiecare an să acopere diferența dintre venituri și cheltuieli și n-a făcut-o niciodată. Aici va fi o discuție pe care probabil justiția o va decide de ce n-a făcut-o niciodată, că legea era foarte explicită în sensul ăsta. Pe societate comercială nu ne mai putem permite lucrul ăsta și probabil vom avea și o opoziție din partea managementului societății comerciale. Eu nu am spus nicio clipă să reducem categoriile de subvenții și mai departe, dar primăria să se comporte ca un client corect, chiar dacă este societatea sa, ca un client corect. Atunci când comandă, când mergi la restaurant și comanzi o pizza, o plătești cât costă. Da, sau îți iei o pizza mai mică, sau, dacă spuneați că nu găsim în altă parte, că bugetul e același, ok, reducem din altă parte și plătim cât comandăm, sau comandăm mai puțin. Asta era ideea. În economia de piață, regula e alta. Atunci când comanda este mare, se fac reduceri la preț. Deci dacă dumneavoastră mergeți în restaurant și luați o pizza, plătiți prețul din listă. Dar dacă mergeți și luați 100, atunci vi se fac reduceri. Exact același dacă, lucru. Dacă, asta e regula economiei de piață. Da, dar o reducere de 70% din preț e foarte complicat, pentru că noi obligăm, practic, societatea de transport să ne dea nouă foarte mult din ceea ce poate transporta, obligându-l să nu poată transporta alți clienți care ar plăti un preț mai mare per călătorie. Pentru că noi nu reușim să suplimentăm parcul auto. Eu nu sunt de acord cu această teorie că și n-am auzit până acum ieșeni că nu s-au suit în autobuz, n-au cumpărat bilet pentru că sunt prea mulți pensionari. Mergeți cu mine dimineața, vă aștept să vedeți, pentru că eu am avut foarte multe feedback-uri pozitive la propunerile noastre, foarte mulți oameni care îmi confirmă faptul că sunt obligat să folosesc taxiul, sunt obligat să folosesc alte mijloace de alte tipuri de transport, deci, pentru că într-adevăr la orele de vârf nu sunt de ajuns de multe autobuze, că toate vin pline. Asta e bine, că lumea merge la serviciu sau are treabă, este foarte bine. Și avem varianta, într-adevăr, să suplimentăm mijloacele de transport, dar dacă nu le avem, iar societatea trebuie să aibă capacitatea de dezvoltare. Astăzi, pe matricea economică pe care i-am așezat-o, nu poate. Nu e adevărat. Deci, la momentul acesta, liniile de tramvai, în marea lor majoritate, pe marea majoritate a traseelor, sunt în schimbarea infrastructurii. Și atunci trebuie să asigurăm transportul public cu autobuze. În momentul în care vom termina și Nicolina cu, vom face și în partea asta la altă doi băieți rond, baza 3, toată linia de tramvai și vom da în folosință tramvaiele, atunci va fi mult mai ușor pentru călători să folosească și autobuze și tramvai. La momentul ăsta nu se justifică să achiziționăm încă un set de autobuze pentru a suplimenta lipsa tramvaielor pe perioada efectuării lucrărilor la carosabil. Și de aceea vă spun, iar ideea de bază pentru un transport ecologic și un transport cât mai eficient este cel prin tramvai, transport electric. Și atunci, făcând această, e adevărat, pentru acest an, în momentul în care marea majoritate a liniilor de tramvai sunt blocate pentru lucrări în infrastructură, e mult mai greu să asiguri doar cu autobuzi. Gândiți-vă că și șoseaua este îngustată pentru lucrările care se fac în carosabil. Deci chiar dacă ai pune autobuz după autobuz, s-ar face blocaj
Pentru că și cei care circulă cu mașina nu mai au decât o singură bandă sau nici măcar. Noi discutăm acum sau vreți să vă concentrați doar pe această situație excepțională de șantier continuu. Situația era aceeași și înainte de a se începe șantierele. Au fost discuții în ceea ce spuneți dumneavoastră să dea pensionarilor abonamente în care să nu intre în orele de vârf. Este o idee, a fost discutată cu pensionarii, iar mulți dintre ei, principalul motiv pentru care îi doresc acest moment este mersul la spital. Marea majoritate a pensionarilor au probleme. Și atunci ei, ca să meargă să facă analize, ca să meargă, tot trebuie să meargă dimineața. Și atunci, asta a fost unul din motivele. I-am dat un exemplu și presa a preferat să preia doar acest exemplu. Noi am zis, domnule, ok, constrângerea bugetară poate fi o realitate. Și este o realitate, că doar cunoaștem cu toții bugetul. Și atunci spun, bine, dacă am doar 60 de lei să-ți dau pe lună, atunci să văd ce comand de acești bani. Nu comand un produs care costă mult mai scump de atât. Comand, uite, 30 de călătorii pentru fiecare pensionar. Facem sistemul automat de taxare, le dăm un card la fiecare, ai 30 de călătorii aici. Merge de 15 ori pe lună la din punctul meu de vedere, calculul este un pic diferit. Sau? Cu cât suplimentez eu munca celor de la RATP pentru un abonament în plus. Aici este sporul de cost pe care îl fac ei pentru a asigura fluența la orele, cu numărul de mijloace de transport, în astfel încât toți cetățenii să meargă. Doar un efort de organizare. Nu... De aceea lucrurile nu trebuie gândite pur și simplu. Un cetățean al Iașului cumpără un bilet, dacă facem un abonament, luăm o medie, așa cum s-a făcut media, că merge de două ori cel puțin dimineața și seara la servici și se văzut și argumentul 90 ăsta. De călătorii. Dar aici discutăm de normative. Păi de asta vă spun, normative de ordine al Ministerului Transportului în care se interpretează ce înseamnă liber pe toate liniile. Este contravaloarea a 90 de călătorii. Este definit clar cu literă și articol. Întrebați-i pe cei de la practic, la argumentul primăriei spuneți că este o reducere prea mare, pentru că primăria înțeleg că spune facem o comandă foarte mare la RATP, vrem foarte mulți clienți, plătim noi, numai că aducând foarte mulți clienți, comanda fiind foarte mare, trebuie să ne dați la un preț mai mic. Nici n-a avut loc. Eu vă pot demonstra, am cerut de că la Consiliul Local niște copii în original după niște hotărâri de Consiliul Local mai vechi, în care, pentru că pe site nu avea anexele la ele, și în care eu pot demonstra că RATP-ul chiar a pus la dispoziție calcule și RATP-ul a cerut un alt preț. Da, probabil din greșeală mi s-a dat și o anexă 1B care nu făcea parte din hotărâre și în care arăt că RATP-ul a spus că acest decont ar trebui făcut la un alt preț. Și Consiliul Local a zis nu, la aia îți dăm la cât vrem noi. Cu alte cuvinte, dumneavoastră spuneți că primăria, Consiliul Local obligă RATP să accepte acest preț jos. Evident, nici nu are altă variantă. Haideți, nu mai discutăm RATP, de operatorul de transport. Operatorul de transport. Eu mă gândesc mai degrabă, noi ne gândim mai degrabă la viitor și am încercat să generăm o dezbatere. Pentru că asta e doar o fațetă a dezbaterii. Noi putem sau noi ar trebui să asigurăm, de exemplu, operatorului de transport viitor o altă piață, o zonă de dezvoltare mult mai coerentă în zona metropolitană. Ieșenii își pot găsi în momentul de față locuri de muncă și în afara municipiului. Operatorul de transport trebuie să răspundă acestor nevoi. Astăzi noi ducem, de exemplu, călători către Valea Lupului și către Ciurea pe baza unor înțelegeri cum punctuale. Să le spun. Înțelegeri, dar nici măcar sunt la mantinelă, dacă nu puțin dincolo de mantinelă legii acele. Zona metropolitană încă nu este atât de bine definită în cadrul legislativ încât este să pot să permiți. Este foarte bine definită. Păi, de exemplu, de ce în transportul public ziceți de mantinelă? Pentru că așa este. Pentru că nu, vă spun eu, pentru că Iași, Ciurea este transport definit de lege intrajudețean, care trebuia făcut de un operator, alt operator decât cel din municipiu și scos pe programul de transport județean, printr-o forțare în Consiliul Județean a fost scos din transportul județean și s-a atribuit RATP-ului nu știu cum, la solicitarea primarului de acolo, chiar dacă nu a fost o asociere de dezvoltare intracomunitară constituită și așa mai departe. Dar astăzi este un status quo, știu că e și un proces în instanță, instanța va spune dacă e bine sau nu. Ideea este că acest model de transport pe Iași cu comunele din prejur, așa cum în toate
polurile de creștere din țară sunt făcute, suntem cel mai în urmă. Eu nu o zic cu rușine și că vreau să generez o dezbatere și ca lumea să nu vadă ca o discuție politică. Suntem foarte în urmă. Eu am lăsat la primărie un plan pe care îl stabilisem și cu viceprimarul Chirica și cu domnul Coman și cu domnul primar niște pași. Și văzând că lucrurile nu se fac și că zone se stagnează, am tras un semnal de alarmă. Ce să fac? Să tac din gură? Pentru că suntem foarte în urmă. Uitați-vă, la Cluj se merge metropolitan, la Timișoara se merge metropolitan, la Alba se merge metropolitan, la Oradea se merge metropolitan, la Brașov nu mai zic. Sunt foarte avansate lucrurile. Aici noi nici n-am făcut, pentru că primul pas este să ne întâlnim cu cei din jur. Eu m-am întâlnit ca viceprimar cu 21 de autorități contractante din jur. Am discutat statutul Asociației Dezvoltare Intracomunitară, am discutat condițiile de operaționalizare și așa mai departe și la un moment dat lucrurile s-au blocat, pentru că asta este calea. Legea este foarte clară, numai că trebuie să avem curaj să facem pașii. Sunt două motive pentru care în altă parte s-a putut mai bine decât la Iași. În primul și în primul rând că modul în care s-a înființat de la început transportul public în aceste localități a fost ca societate comercială. Deci ei au trecut foarte repede peste ideea de regie autonomă, care la noi stă de mult. Adevărat. La Brașov este RAT. Că ea a rămas ca denumire. Nu, este în continuare regie autonomă. Modul în care ei au trecut și au făcut activitatea e una, și de asta vă spun, din punctul nostru de vedere, modul în care ei au avut datoriile și înainte de 89 și imediat în anii 90 la început și aceste datorii au venit permanent și n-ai putut să le plătești. Și a doua este cadrul politic local. Aici au fost tot timpul, deci vedeți, deja ați vorbit, de o hotărâre de Consiliu care a trecut așa printr-o forțare în Consiliul Județean. Da, așa a fost. În alte părți, pentru astfel de lucruri să fac comunități locale și toată lumea votează în aceeași direcție. De ce? Pentru că e bine pentru tot ceea ce înseamnă zona metropolitană. Dar toată lumea a mers în aceeași direcție, numai că aia a fost o excepție. A fost o forțare a legii pentru a stabili o excepție și plecat de la mijlocul drumului. Era trebuia luat de la început, făcut între ea și Ciurea un parteneriat, o asociație de zonă de comunitare între două comunități. Acolo se înființa autoritatea de reglementare din interiorul acestei comunități de două UAT-uri și împreună trebuiau acest traseu. Deci, da, era, repet, dacă simplu. Vrem să discutăm de operatorul de transport și mai ales de cel care urmează să preie toată activitatea de genul ăsta, e mult mai ușor să faci o chestie bună de la început, după aceea să facem toate traseele. Păi, pentru că și ceea ce înseamnă modelarea traseelor în municipiul Iași. Ea a fost gândită atunci când s-au făcut, în 70 ceva când au făcut, liniile erau mici. Un om ca să meargă la servici de obicei și făcea... Nu, ca lungimea distanței, ca număr de stații. Și atunci marea majoritate a ieșenilor avea un abonament pe două linii pentru că trebuia să schimbe tramvaiul ca să ajungă la servici. Acum liniile sunt lungi. Deci omul nu mai are nevoie întotdeauna de abonament pe două linii, pentru că s-a făcut în așa fel încât să fie în folosul cetățenilor. Ei, acum, în momentul în care discutăm de zona metropolitană, la fel. Haideți să facem compania de transport și atunci când desenăm absolut toate liniile de transport și în municipiu și în zona metropolitană, să facem toate aceste demersuri ca ele să fie într-adevăr cele bune. Altfel, ne apucăm să facem din nou aceste linii și pe urmă o să ne întrebăm cât o să ne coste un abonament liber în Iași când eu am o linie care mă duce, pot să mă duc și pe la Ciurea, pot să mă duc și în alte părți. De aceea, costurile și modul în care stabilim tarifele ulterior, cred că ar fi normal după ce reușim să intrăm în normalitate cu acest operator de transport. Trebuie să făcute în paralel, dar în fine, viziuni diferite, eu sper să ajungem la un viitor comun. Pe mine mi este teamă să nu facem același lucru. Deci să nu schimbăm nimic, să schimbăm doar denumirea operatorului și să începem peste un an după ce operează nou operator să spunem, domnule, asta e viața, că e greu, că nu știu ce. Să nu-mi zică nimeni că n-am tras atenția, că cifrele nu se închid, că area de dezvoltare nu este asigurată, că discuțiile cu partenerii din jur nu sunt începute și duse la final, că nu urmăm pașii definiți de lege. Eu nu cer altceva.
nu cer altceva. Uniunea Europeană ne spune, și o să vedeți ce probleme, că noi avem oportunitatea ca nou program, ca nou por să modernizăm travaie și să achiziționăm material rulant nou, dar cu o singură condiție. Să îndeplinim obiectivul asumat pe acest exercițiu financiar al Uniunii Europene, care înseamnă să demonstrăm că prin asta creăm noi locuri de muncă. Singura sau una dintre puține posibilități de a demonstra asta este să arătăm că prin dezvoltarea unui transport public modern, dezvoltăm comunitățile din jur și le ajutăm să creeze locuri de muncă. Sau cetățenilor din jur îi ajutăm să ajungă la locurile de muncă care sunt în municipiul Iași. Altfel, din comunele din jur, din Aroneanu, din Miroslava, din celelalte. La acest lucru vă refer. Uitați-vă să vedeți ce flux și datele sunt. Deci cele două studii mari comandate de primărie în anii 2009-2010 ne spun foarte clar. Deci dimineața este un flux imens din zona metropolitană către Iași de cetățeni care vin la servici. Unu, șoferul la volan, neaducând pe nimeni. Și pentru că n-are altă variantă, nu se poate urca într-un maxi taxi de 11 locuri, pentru că așa ăla e plin. Și vine odată la jumătate de oră sau cum vine, ăla nu e un transport care să-l asigure, să-l ajute pe el să ajungă la birou în oraș. Noi trebuie să răspundem aceste nevoi. Domnule Bulgariu, numai puțin, aș vrea să luăm o scurtă pauză pentru că este chiar acum momentul și apoi putem discuta și despre celelalte. Știu că primăria are în plan lucruri care să vină în întâmpinarea ceea ce spunea domnul Marius Dangă și anume sistem nou de transport cu bucle, cu altfel, cu trasee care să nu se mai suprapună. Exact, exact, îl rediscutăm puțin și sistemul de management integrat al transportului care ar putea optimiza traficului, exact. Și discutăm aceste amănunte după o scurtă pauză, revenim la Vocile Iașului în câteva momente. Continuăm discuția de la Vocile Iașului despre transportul public în comun în municipiul Iași. Invitați sunt Marius Dangă, consilier Partidul Național Liberal și Cătălin Bulgariu, consilier Partidul Social Democrat. Rămăsesem la acest răspuns pe care... despre ceea ce vorbea domnul Dangă în ceea ce privește pașii care ar trebui făcuți. Eu nu chiar sunt foarte bucuros că domnul Dangă folosește un ton corect. Și argumentele lui sunt pentru a face bine în viitor. Pentru că noi ne-am obișnuit în Consiliul Local să vedem PDL-ul, nu știu, PNL acum, dacă nici nu mai știu cum să... PDL, să vedem că toate au fost blocate. Până când va spune că... Uitați-vă la CET. Aceleași discuții au fost nenumărate, că ce se întâmplă cu CET-ul și așa mai departe. Tot la fel, o companie preluată de municipalitate, datorii și așa mai departe. Și acum... formula Dalkia funcționează. Același lucru se întâmplă și la operatorul de transport. Lucrurile trebuie făcute. Poate că de multe ori ar fi mai bine să le accelerăm, dar discuțiile avem aici în ceea ce privește legea, adică ce ne permite legea să facem pe legea insolvenței, ce ne permite și ce putem obține maxim din fonduri europene și abia după aceea, din punctul meu de vedere, și chiar discuțiile sunt astfel discuții, studiile de transport în ceea ce privește zona metropolitană. Pentru că eu la momentul ăsta nu pot să duc linia de tramvai dincolo de limitele municipiului Iași, indiferent că vom face sau nu vom face parteneriate cu toate unitățile administrative teritoriale din zona metropolitană. Poate, dacă facem un ADI le putem face ulterior. Nu acum. Deci pe fondurile care le avem acum și modul cum am accesat aceste fonduri și atunci prefer să cheltui toate aceste fonduri, să fac tot ce înseamnă linie de tramvai în municipiul Iași. Înseamnă că nu ne putem pregăti, adică noi ADI-ul îl puteam face de anul trecut, aveam confirmarea la Ministerul Justiției pe denumire, aveam statutul negociat. Stăm repet, de zile pe tema asta. Adică de acord, noi de atunci puteam să dăm, dădeam fiecare câte 1000 de lei și ne puteam să facem studiile de trafic. Urmează să vină Berdu prin finanțare să ne facă o parte din studii, dar autoritățile locale trebuie să completeze cu niște zone acestor studii. Astea puteau fi făcute. Puteau fi demarate, puteam fi făcut autoritatea de reglementare care are și ea treabă la NRSC. Deci pași puteau fi demarate, nu însemna că delegam acum operarea.
Dar la momentul la care puteam să accesăm, arătam. De un an de zile facem asta, colaborăm, am făcut studii, considerăm că astea sunt traseele prioritare, pentru asta ne trebuie aia, vrem să dezvoltăm linia încolo, să luăm autobuze noi. Deci puteau fi făcute lucruri. Suntem în 2014, în a doua jumătate deja, primul an din exercițiu financiar nou a trecut. Nu, stați puțin, că deocamdată încă nu avem unde să depunem un proiect pe chestia bun, asta. Bun, de acordul de parteneriat e semnat, știm liniile. Știm ce avem de făcut, deci... și asta discutăm, de aceea facem lucrurile astfel încât să meargă. Dar vechea regie de transport încă funcționează, ea este în procedura insolvenței, în termenile în care sunt. Noi nu putem să închidem aceste termene, să le lungim, să le micșorăm. Nu are noi avem cu asta. Noi putem începe discuții cu primul. Există compania de transport, există. Păi, compania de transport există, dar ea al momentul ăsta ar trebui să lucreze pe niște linii, pe niște trasee. De exemplu, compania de transport, de ce nu este astăzi licențiată ca operator de transport? Pentru că la momentul ăsta licența de transport o are RATP-ul. Dar nu, se pot licenția 30 de companii. Dacă tu iei un autobuz, da, RATP-ul are un MAZ, un autocar, da? Luam prin hotărâre de consiliu și îl treceam de la RATP, îl preluam înapoi și îl dăm la CTP. Cu fișa acelei mașini, cu un cetățean șofer, mergeam la RAR și ne obțineam licența de transport, deci făceam un pas. Nu, din punctul meu de vedere... A fost și asta discuție, unul dintre pași. Domnule, hai să începem să ne obținem licențierea înainte. Nu mai facem actele, toate actele. Că lucrurile puteau fi făcute. Eu nu cred că asta este în ritmul normal. De ce vă spun acest lucru? Pentru că iar ne vom grăbi și iar vom face anumite lucruri și pe urmă mă gândesc că cum modific ceea ce am adus, ceea ce am făcut. Importante au nevoie de timp, dar CTP-ul are nevoie bine, de licență. Că vrea să nu vrea, adică ușor să spuneți, pentru că nu aveți această responsabilitate a lucrului care după aceea vine cineva și spune nu l-ai făcut dar bine. Am avut-o, stați puțin, păi că am avut-o foarte bine. Am discutat, am fost la întâlniri cu RTP-ul, cu Uniunea Română a Transportatorilor Publici, la Oradea, la Alba Iulia, am avut discuții aici. Și considerați că Primăria Municipiului Iași nu dorește modernizarea RATP-ului? Nu modernizarea RATP-ului, transportului public. Eu știu că am stabilit niște pași și suntem cu un an întârziere. Nu știu, asta nu înțeleg de ce lucruri care s-au stabilit că le facem nu se fac. Aici mi-e oarecum teamă și n-aș vrea ca cineva să ia o decizia că nu mai facem asta pentru că am stabilit-o atunci și cum spunea domnul primar mie într-o ședință de consiliu local, când am zis domnule, hai să facem un birou unic pentru serviciu pentru afaceri, unde toate, în fine, era o fundamentare pe care o stabilisem cu domnul primar că o facem. Și în consiliu mi-a spus, era bună că era USL-ul, dacă USL-ul ați rupt-o, acum n-am mai. Bun, deci n-aș vrea să fie tratat așa, asta mi este teamă. Vreau să scoatem din dezbaterea politică și să o introducem pe profesiuni și în domeniu, pentru că discuțiile au avut loc. Tot ce discutăm noi în Consiliul Local este pur politic. Pentru că suntem vreau să nu mai facem multe, discutăm la televizor și de asta nu m-am dus în Consiliul Local să apară discuția asta. Am dus-o în public și chem cei care știu despre ce e vorba în transport să-și spună punctul de vedere. Pentru că, iarăși, mi-e teamă să nu facem același lucru. Dar până la urmă veți ajunge tot în Consiliul Local, pentru că acolo trebuie să ajungem. Și atunci, într-adevăr, vom face lucrurile așa cum sunt ele. Când ajungem cu un subiect nedezbătut, ajungem pentru că așa a zis X, la și-l votați. Nu, să fie varianta cea mai bună. Nu e așa, dar de unde știți că nu, că de unde știți? Ideea de bază este, ați fost viceprimar și ați văzut exact circuitul proiectelor de hotărâri. Asta mi-e teamă, că le-am văzut. Și n-ați fost consultat în lucrurile pe care dumneavoastră le aveați în domeniu? N-ați știut de proiecte de hotărâri? Le-am știut. Păi de asta vă spun. Problema e cu celelalte. Ziceam, dar aș fi vrut să știu și eu de asta. De acum l-am semnat, Ana Drău. Nu, asta e altceva. Deci fiecare cu pătrățica lui, cum se spune. Fiecare cu responsabilitățile lui și cu modul în care gestionează relația cu unitățile de subordine. Da, dar asta era ideea. Nu de fiecare dată era cea mai bună formă. Ziceam, înainte să dați forma finală. Era așa de greu să o dezbatem. Uite, frate, asta este elementul pe care vrem să-l facem în dezbatere. Sau vrem să-l ducem în plen către curse de dezbatere. Hai să dar atunci când dumneavoastră aveți ceva de spus la un anumit proiect de hotărâre, cred că a fost într-adevăr o chestie de a discuta și înainte de ședințele de comisie și chiar în ședințele de comisii. Foarte multe dintre proiecte, înainte de ședință, au fost discutate și au fost cu amendament. Chestiuni de procedură, până la urmă, fac parte din viața Consiliului. Și să știți că de foarte multe ori, mult timp se pierde cu
un aviz care toată lumea spune, bă, dar de ce nu l-a dat ăsta avizul azi? Pentru că el trebuie trimis la instituția X, instituția Y. E aparatul administrativ care se mișcă mai greu, să spun. Da, de foarte multe ori... Și tocmai asta este unul dintre argumentele pe care eu le zic, domnule, ceea ce putem face, pentru că nu implică operatorul de transport astăzi, ceea ce putem face, să pregătim nou sistem, pentru că viziunea există asupra noului sistem. Haideți să le facem. Da, dar viziunea că trebuie discutată tot cu noul operator. Pentru că în momentul în care noi discutăm de un plan metropolitan și de tot ceea ce înseamnă modul în care se întrepătrund căile de transport, atunci nu vom putea discuta noi una cu autoritățile din cadrul zonei metropolitane și alta vine operatorul de transport și spune, uite, eu așa mi-am făcut calculele. Asta cu nou operator, parcă ar fi niște oameni veniți din cer. Haideți, uitați-vă în Consiliul de Administrație, la directoratul noului operator și o să vedeți că lucrurile sunt dezbătute cu nou operator, adică cu oamenii care reprezintă nou operator. Adică sunt în principiu aceeași. Păi da, pentru că încă n-au fost făcute calcule cât ar costa pentru toate cele astea. Să vă aduc simulările făcute de cei de la RATP pe toate variantele de scădere de prețuri, creștere de prețuri. Nu, mă refer de costuri în ceea ce privește efectuarea serviciului public până la Roneanu, până în toate celelalte, astfel încât să vedem exact care este linia cu autobuz, unde mă duc, la care tramvai, cum grupăm. Bun, dar asta este pentru că din punctul ăsta de vedere o să ne vină atunci mult mai greu să calculăm ceea ce înseamnă un abonament cu o linie sau cu două linii, în momentul când îl obligă pe om să ia două linii pentru că lăs doar la intrarea în municipiu Iași. Dar iarăși calculele astea, conform legii, nu le face entitatea rezultată în urma asocierii, da? Se constituie Asociația de Dezvoltare Intracomunitară. Ea își numește o entitate de conducere care tocmai asta face. Așa cum există Arsacisul, așa cum există Adisul pe celelalte servicii publice, această entitate asta face. Începe calcule, definește caietul de sarcini al serviciului public și mai departe îl deleagă, fie direct dacă are entitățile UAT-urile au un operator la care sunt proprietari, fie prin licitație, fie printr-o combinație a acestor lucruri. Da, dar vedeți de ce că ați vorbit de cei de la apă. Faptul că există o societate de apă care funcționează corect, fără sincope, și el are un plan unitar de dezvoltare, atunci îți permite să introduci în tot acest Arsacis și celelalte comune, pentru că îi spui direct fiecarei comune atât te costă pe tine, atât e metru cub de apă, atât e canalizarea, eu fac toate lucrările. Eu nu cer altceva decât să facem exact aceiași pași care s-au făcut și atunci când am făcut Arsacisul și atunci când am făcut Adisul. Îmi doresc ca și CTP-ul să fie. De acord, dar la Arsacis trebuie să luați în considerare că apa vital a fost motorul. Apa vital pe exercițiul municipiului Iași a făcut pe ansamblul județului. De aceea, eu dacă am un motor gripat la RATP acum, nu vreau să... Tocmai dumneavoastră spuneați că diferența între cheltuieli și venituri pe exercițiu este deficitar. Deficitul nu este unul foarte mare. Rețeta. Deci trebuie să... Păi tocmai de asta spun. Hai să vedem cum facem această rețetă, cum lungim aceste transporturi sau cum împărțim din nou zonele în Iași astfel încât să avem cel mai optim preț. Dar la momentul ăsta poate că pașii ar fi putut fi făcuți un pic mai repede. Dar nu cred că ar trebui să-i dezbatem acum cu RATP-ul în proces de insolvență și să încercăm să trimit Translam. Păi n-am zis că ar trebui să luăm licențe de transport pe CTP. Păi operatorul ăla, dar așa l-am făcut când trebuia licențiat. El e nepregătit astăzi. Păi este nepregătit astăzi, dar trebuie să vedem ce îi dăm în sarcină. Ce trasee și ce, într-adevăr, astfel încât să-și poată face toate calculele, astfel încât compania de transport public să fie... Haideți să vă spun un worst case scenario, pentru că eu știu situația la RATP, că asta e, mai știu unele lucruri. Și să zicem că mâine operatorul de energie taie heblu. Mâine. Cum s-a mai întâmplat, adică? Mai trecut. Nu, dar cât am fost viceprimar, cred că primeam două notificări pe lună că mâine la ora 12x și trebuia să mai facem niște diligențe. Și noi ne vedem nevoiți, domnule, convocăm de îndată o ședință de consiliu, retragem delegarea și o dăm, că avem backup-ul, da? CTP-ul. CTP-ul zice, bă, dar eu nu pot opera de mâine, că nu am nevoie de licență, că am nevoie de nu știu ce.
dacă noi vrem să-l avem pregătit ca să poată să dea ok da, la eu X, nu cred de ce nu o pregătim? Nu, eu nu sunt de acord cu punctul dumneavoastră de vedere, pentru că din punctul ăsta, din legal vorbind, RATP-ul există. RATP-ul în acest moment există. Da. Atâta timp cât el există, ai retrage licența, înseamnă ar lăsa fără obiect de activitate. Da, în contractul, în contractul de delegare, dacă vă uitați, sunt condițiile de încetare a contractului. Și atunci eu spun poate că fi una dintre ți-am încetat, îți iau asta pentru că am înființat-o pe cealaltă. Nu, corect. Pentru că nu poți opera. Da, pentru că în RATP-ul notifică, domnule, astăzi sunt în imposibilitatea de a opera pentru că furnizorii nu mai curent. Dau când mai am bani, ea nu mai dau. Vă rog să, din punctul ăsta în baza de vedere, contractului se găsesc în foarte multe societăți comerciale, nu neapărat publice, chiar și private. Domnul consilier, eu am zis worst case scenario. De asta zic. E adevărat. Suntem obligați tot timpul să ne gândim și la ce se întâmplă dacă toate coșmarurile noastre se îndeplinesc. De asta zic, niște lucruri puteau fi făcute. Eu sunt... Dar dacă vă uitați la RATP, chiar în perioada în care dumneavoastră ați răspuns de acest domeniu, ați văzut cheltuielile la RATP nu au crescut. Nu, chiar au scăzut. Au scăzut. Pentru că am făcut împreună un plan de reducere a costurilor. Asta și deci, s-au dar făcut... planul de reducere a costurilor, să nu înțeleagă cineva că s-au făcut fraude pe acolo, s-au furat sau asta, că mai exista cineva în Consiliul Local. S-au făcut niște economii din zone în care poate, de exemplu, directorul nu și-a luat chiar toți banii care trebuia, putea prin contractul colectiv, că era între 6 salarii și 12 salarii ca nu știu ce de concedii. Dar și a mers pe minim, n-a mers pe maxim. Marea majoritate diverse... a economiilor deci, au fost din realizarea căii de rulare. Cu cât a fost mai bună care la tramvaie, tramvaiele au fost din ce în ce mai puțin. Cea mai mare reducere a cheltuielor au fost în mentenanța la tramvai. Deci, cu cât liniile sunt mai bune, amintiți-vă, acum câțiva ani de zile, cum se lipeau linii în fiecare dimineață iarnă. Mergeai odată în asta și vedeai că tramvaiele oprite, de ce? Că a crăpat linia încolo, a înghețat macazul nu știu care, că nu era electrificat și nu putea să... Deci, astea au fost elementele de cheltuieli cele mai mari, care s-au redus. Deci, RATP-ul și acum are acest posibilitate de redresare din punct de vedere operațional. Nu din punct de vedere al datoriilor financiare către bugetele publice primite ca moștenire. De aceea nu cred că a lua astăzi imediat licența de operare și a da o în altă parte ar rezolva problema la Iași. De aceea lucrurile trebuie puse într-un alt fel de ordine. În regulă, sunt aceste două puncte de vedere diferite în legătură e o chestie doar de timp, mă scuzați, doar de timp. Eu nu cred că ar trebui să le facem atât de repede, dar pașii urmați sunt aceiași. Deci eu consider același lucru și același lucru s-a dezbătut în Consiliu. Va mai fi o problemă stringentă. Noi trebuie să înțelegem că niște oameni, și nu doar directorii, poate mai puțin directorii, angajații RATP fac niște eforturi fantastice să reziste, pentru că salariile nu sunt cele mai mari. La un moment dat va trebui ca cineva să își respecte promisiunile, că acolo s-au făcut promisiuni, oameni buni, rămâneți, fiți alături de noi și așa mai departe, e o perioadă grea, o să refacem lucrurile și oamenii tot stau și așteaptă. În fiecare lună, eu nu știu dacă vreunul dintre noi ar fi foarte fericit să fie în situația salariilor de la RATP, care nu își pot lua banii pe card, care și iau pe rând azi 10, mâine 10, în funcție de cum mai vin încasările de la tonetă și banii sunt foarte puțini. Totuși, din 2008-2009, acolo creșteri salariilor n-au avut loc. La un moment dat, trebuie să încercăm să le asigurăm și lor o anvelopă salarială asta ceva mai mare face... pe măsura, pentru că ei stau și se uită la Constanța, se uită la Brașov. Asta va face CTP-ul. Tocmai de asta zicem că trebuie să facem toți pașii legali. Pentru că primul lucru vor prime banii pe card, în al doilea rând, aducând mijloace de transport moderne, vor avea condiții de lucru foarte bune și abia după aceea putem discuta de creșteri salariale. Deci și nu vorbesc de azi pe mâine. Vorbesc și asta înseamnă creșteri de costuri. Păi da, pentru cum că mie îmi scad cheltuielile de mentenanță la tramvaie pentru că aduc tramvaie noi. Și atunci de 1300-1400 de angajați, nu îți scad ție cheltuielile de mentenanță. Iar și asta probabil e de undeva dintr-un punctaj. Lucrurile nu sunt atât de drastice în scădere, cel puțin din ce văzusem eu în cifre. Adică dacă în acele cifre am o reducere a costurilor cu 10% și acesta se duce pe salarii, vi se pare puțin? Cheltuielile de mentenanță sunt mici față de cheltuielile salariale. 10% din cheltuielile de mentenanță nu înseamnă nici
cred că nici 1% creștere în bugetul de salarii. Deci nu, e un pic irelevant. Un pic mai mare, nu este extraordinar de mult ca să zică cineva că de acum va lua două salarii, dar va fi o creștere de salarii pe acest, doar pe acest... Eu zic că pe sistemul economic de acum nu vom reuși să ne ținem de această promisiune față de angajați și de asta... Și trebuie altceva. Altceva despre care vorbeam chiar în prima parte. Sunt cele două acțiuni care sunt menite să reformeze cel puțin activitatea fostei RATP, să spunem companiei de transport public CTP, așa cum o prescurtați dumneavoastră. No, este da, vorba despre regândirea totală a traseelor despre care am discutat. De funcționalizarea sistemului de management al traficului. Exact. Acestea două. Da, sunt două acțiuni care sunt complementare la tot planul. Unul, cel cu managementul traficului, eu întreb dacă vor avea repercusiuni în buget. Până la urmă vorbim despre buget tot timpul aproape, în cazul RATP. Managementul traficului ne va ajuta ca RATP-ul să-și țină promisiunea față de clienți, pentru că una dintre probleme atunci când discutăm de calitatea serviciului de transport înseamnă punctualitate de cele mai multe ori și condițiile când te-ai urcat în autobuz, ce simți? Simți că trebuie să schimbi cămașa când ajungi din nou la birou, să trebuie să faci un duș sau condițiile sunt foarte în regulă. Deci afară înseamnă a ajuns la timp. Când am făcut o promisiune că la 10 și 15 vine autobuzul, atunci se apară. Ei, asta înseamnă culoare unice, înseamnă condiții speciale pentru transportul public când ai ajuns în intersecție, să ai prioritate și așa mai departe. Înseamnă monitorizare, dispecerat și așa mai departe. Asta va asigura acest sistem de management al traficului și este o investiție bună din punctul ăsta de vedere. Iar calculele pe care domnul profesor Gaiginski le-a făcut cu echipa sa de la transporturi pe noile... pe o propunere exact, de reașezare a traseelor și acolo se găsesc lucruri bune pentru că sunt cumva așezate într-o altă logică, o logică adaptată acestui moment. Domnul profesor este și membru în Consiliul de Administrație și la RATP și la CTP, deci cunoaște lucrurile foarte bine și din punct de vedere teoretic, deci nu, sunt lucruri care pot ajuta, inclusiv din punct de vedere al economisirii și al utilizării transportului mult mai eficient de către se poate face legătura directă acest lucru. Se îmbunătățesc, să spunem, condițiile, văd acest lucru călătorii, ieșenii și așa mai departe și vor veni mai mulți în transport. Există o asemenea logică sau asemenea... Da, așa se întâmplă peste tot în lume. Asta e logica. Dar este un lucru pe care trebuie să discutăm și în ceea ce privește acest management al traficului. Avem acest prim pilon în gestionarea transportului public, dar avem și în ceea ce privește transportul nostru al cetățenilor tuturor. Și o să vedeți că nu e chiar așa de ușor de implementat acest management al traficului. Pentru că cel puțin mă uit și la dumneavoastră și văd și în presă fotografii cum parchează câte un ieșean direct pe linia de tramvai și face coadă după aia. Degeaba eu îi creez culoar unic, degeaba îi pun semafoare, degeaba menage, când am câte un astfel de om. De aceea, vedeți, și aceste lucruri ne cer timp. O să spuneți că din nou vin la slogan politic. Nu e același lucru. Până se obișnuiesc și cel puțin așa arată toate studiile de trafic. Până când oamenii sunt obișnuiți cu acest lucru, cu lăsat bandă, cu obișnuit cu semafoarele, cu undă verde și așa mai departe, toate aceste elemente trec în timp. Și de aceea nu cred că ar trebui foarte repede accelerat schimbarea liniilor astăzi la RATP până când nu obișnuim și traficul și după aceea vine și această companie de transport. De aceea lucrurile poate că un pic forțate vor crea mai multe modificări. De aceea prefer să mergem un pic mai târziu dacă îmi facem schimbarea, atunci să facem întreagă schimbare. Gândiți-vă cât de ușor cât de sau cât de greu le-ar fi oamenilor să le schimb ruta odată la 2 ani. Deci să modificăm acum anumite linii de tramvai și după aceea peste anul viitor să o schimb și anul celălalt să o schimb iar. Nu vorbim de, deci nu privim într-o perspectivă de ani de zile. Deci privim într-o perspectivă de maxim un an jumate. Deci puteți înregistra că în 2016 la alegeri discutăm dacă ele și în ce stadiu au ajuns. Dacă proiectele pentru CTP și proiectele pentru fonduri europene au fost depuse și s-au demarat. Și abia atunci se vor simți primele efecte în ceea ce privește satisfacția cetățenilor. Domnul Dangă, suntem la final. Eu mă bucur că
această temă se dezbate. Asta a fost principal obiectiv al meu, pentru că dincolo de sistemul de termoficare și reformarea acestei zone, partea de serviciu public de transport este astăzi cel mai complicată. Este, și am dorit ca urbea să știe care sunt problemele, pentru că dacă participăm cu toții, atât fiecare cu responsabilitatea pe care o are la luarea deciziilor în această zonă, le vom înțelege mai bine și, așa cum spunea domnul consilier, ne vom obișnui mai ușor cu ceea ce decidem și vom ști cu toții că am luat decizia bună. Dacă va veni cineva de undeva, spune, uite, astea sunt, le-am dezbătut noi acolo într-un sediu, credeți-ne pe cuvânt, s-ar putea să mai greu. Da, bun, nu avem noi cei mai mari înțeles la Iași, dar mulțumesc foarte mult pentru prezența la Vocile Iașului. Un semnal de alarmă de la consilierul Marius Dangă și în același timp un mic semnal de alarmă. O dezbatere, să spunem. Să știți că obiectivul nostru este de a păstra orașul funcțional și de aceea încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie. Dacă de multe ori ele întârzie puțin. Mulțumesc și consilierului Cătălin Bulgariu de la Partidul Social Democrat pentru prezența la Vocile Iașului și Marius Dangă, consilier Partidul Național Liberal. Vă reamintesc adresa de e-mail la emisiunii vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă invit să urmăriți în continuare Digi24 Iași. De la ora 20 urmează emisiunea Turista Acasă a colegii mele Teodora Toamper.